Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că această afecțiune revine în mod constant, atunci când sistemul ei imunitar scade. Munca în exces, oboseala cronică acumulată, mai ales după ce a devenit mamă, timpul tot mai puțin pe care îl are la dispoziție ca să se ocupe de ea, toate acestea au lăsat urme adânci când vine vorba despre sănătatea vedetei. Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine. Am o infecție. Se pare în corp care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade, încerc să rezolv aceste probleme și, apropo de întrebarea ta legată de oboseala emoțională, asta vine odată cu faptul că timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident, a declarat Gabriela. Soția lui Tavi Clonda recunoaște că ar avea nevoie de cel puțin încă două clone ca să poată duce la bun sfârșit responsabilitățile unei zile.